Una este Dumnezeu. 11 metri pentru cei cu cernici. Suntem la timp, dragi prieteni, la ora potrivită. Avem astăzi câteva informații. De exemplu, condamnarea la un an și 9 luni de închisoare cu suspendare pentru Lionel Messi. Dar aici e ca la Marco Polo și taică-soi suspendat. Adică e sancționat pentru evaziune fiscală, quadruplu balon de aur în vârstă de 28 de ani. Va trebui să plătească undeva în jur de 6 milioane de euro la fisc, 4 milioane bani pe care i-a ascuns și 2 milioane penalizări, cum ar veni. Fotbaliștii nu intră niciodată la pușcărie, pot să fure oricât. Rar se întâmplă ca ei pot să omoare, pentru că toți, până la urmă, sunt susceptibili decât un accident de circulație. Chestiuni de genul ăsta, droguri, consum de droguri, evaziune fiscală, tâlhării și alte, evident sunt suspectați unii dintre ei de viol, rare ori ajung însă la închisoare. Altă știre interesantă astăzi de comentat este venirea lui Christoph Daum. Toată presa online, cel puțin de la noi, se ocupă de asta. Christoph Daum, cum scrie Gazeta Sporturilor, unicul abordabil dintre antrenorii cu nume, a urmat să preia selecționata României și să devină și el selecționez, nu-i așa, după tata Puiu, un salariu pe care tot așa online îl consideră uriaș, 1,1 milioane de euro pe an. El a urmat să semneze pe 2 ani, 2.200.000 pe 2 ani. Nu este o sumă mare pentru un antrenor străin. Și în orice caz un antrenor cunoscut, cum este Daum, care a câștigat titlul cu Stuttgart în Germania, dar în rest n-a făcut mare lucru, în ciuda unor titluri. CV-ul lui destul de lung, obținute prin campionate mai puțin importante. Un om de care se leagă mai multe scandaluri cu prostituate, cocaină și alte șmecherii. Este neamț. S-a născut la Oelsnitz, un oraș minier din estul Germaniei. Deci până la urmă nu e chiar atât de neamț. S-a jucat doar 7 sezoane fotbal, scrie Gazeta Sporturilor, pentru două echipe, Duisburg și FC Köln. Are un singur trofeu în campionat în 1978, pe când era la Köln. Și a început cariera de antrenor în 1986, tot la Erster FC Köln, și antrenează neîntrerupt de atunci până în 2012, când s-a retras după un sezon petrecut la Brugge. A revenit în fotbal pentru 6 luni la Bursa, dar a fost dat afară în martie 2014. Ca antrenor a luat titlul cu Stuttgart în 91-92 și Supercupa în 92. Liga turcă, Beşiktaş, în 94-95, ocupă 2 titluri cu Fenerbahçe și 1 titlu cu Austria Viena. Deci un palmares nu teribil. Până la urmă, astea sunt cam ca din CV-ul lui Michel. Și Michel luase 2 titluri cu Olympiacos, dar nu știa fotbal de niciun fel. Adică nu știa să-l explice, știa să-l joace, dar nu știa să-l explice. Titlul ăsta cu Stuttgart mai bine n-ar mai apărea pe CV-ul lui, pentru că să fii campion în 91-92 e mai degrabă un dezavantaj astăzi decât un punct forte, întrucât fotbalul de atunci era fotbalul lui Tomislav Ivić, lui Javier Clemente, răposatului Raymond Goethals, oameni care oricum n-ar mai putea să lucreze astăzi. Evident, la ceea ce se întâmplă acum, pentru că au trecut ani peste ei și ei nu s-au modernizat. Deci eu nu-l văd pe Christoph Daum un antrenor modern, un antrenor al anilor 2000. Este o soluție, evident, peste Anghel Iordănescu, dar aici, indiferent de ce parte am fi, nu se mai putea continua cu Iordănescu, pentru că el nu mai avea contract. Cum să-i prelungești contractul unuia care a pierdut cu Albania la Euro?
Discuția cu Iordănescu nu prea are rost. În rest, este un antrenor străin care va trebui să se adapteze unui fotbal care nu există într-o primă fază. Este un tip conflictual, un tip ațos, destul de rigid și, după părerea mea, nu va prinde. Avem o părere chiar un pic mai bună despre al de Andrei Vochin în materie de fotbal, după eșecul cu Iordănescu, la care poate n-a contribuit decisiv, întrucât o fi fost ciupercuța pe creierul lui Răzvan Burleanu să-l aducă pe Anghel Iordănescu, deși ei păreau oameni din altă galaxie, Burleanu și Vochin, nu din era mitică Mircea Sandu. E faptul că s-au gândit la unul ca și Christoph Daum, poate cine știe, după niște recomandări, dar nu, în orice caz, nu cele bune, nu e o lovitură. Cei credeam mai iscusiți un pic în materie de fotbal decât să aducă un tip care va crea scandal în jurul lui, să va certa cu jucătorii, nu este un om cu care să te împaci ușor. După Euro 2000, zice Gazeta, Daum era o variantă pentru Naționala Germaniei când a apărut zvonul că el consumă cocaină și a participat la orgii cu prostituate, ceea ce sigur o să spună cei doi n-are legătură cu fotbalul, e așa este. Antrenorul a amenințat presa cu procese, dar analiza de laboratoare a unor fire de păr a confirmat că era consumator înrăit de cocaină, așa că a ratat postul de selecționez al Germaniei, a fost preferat Rudi Föhler. Atunci, fostul jucător al OM, Daum a continuat să nege consumul de droguri până când a recunoscut amenința cu un proces care l-ar fi putut trimite chiar la închisoare. Am mai avut momente tensionate și în Turcia, mai ales în relația cu presa. După scandalul cocaina s-a reabilitat, însă în țări de mâna a doua, Turcia, Austria și Belgia. În medie a petrecut 2 ani și 2 luni pe banca unei echipe, are 50% procentaj de victorie în carieră, scrie Gazeta. Secundul său va fi Rudi Ferkenpink, 50 de ani, cel care a fost ajutorul neamțului și la Bursaspor în Turcia, ultima echipă unde acesta a antrenat. Cei doi s-ar cunoaște din Belgia, unde Daum a antrenat-o pe Brugge. Îmi pare rău, nu pot să comentez nimic deocamdată. Hai să așteptăm sfârșitul săptămânii, adică mâine, ziua de joi. Mâine este un comitet executiv extraordinar, am înțeles, undeva după ora 18, când va fi anunțat selecționezul. Dacă va fi cazul, vă voi sta la dispoziție pentru orice discuție, a spus Ferkenpink pentru gsp.ro. Deci iată că o să avem nemți la conducere. Un antrenor străin la Naționala României este lucru rar. O singură dată s-a mai întâmplat acest lucru. E mult de atunci, o veșnicie. Am avut un antrenor austriac la un moment dat. De atunci nimeni n-a mai venit la Naționala României pe o asemenea poziție. Poate că bordul federației o fi fost impresionat de munca lui Storc la Naționala Maghiară, cel care a reușit să califice Ungaria la turneul final, să o facă să câștige o grupă cu Portugalia, actualmente semifinalistă la Euro, și să marcheze 6 goluri în faza grupelor, cel mai mult dintre toate cele 24 de echipe, la egalitate cu cealaltă semifinalistă, Țara Galilor. Poate că asta pe undeva să ne mâne, numai că Daum, atenție, e genul de om care n-are timp și sigur că în postura de selecționez nici n-are cum să dispună de prea mult timp ca să construiască. El vine ca să lucreze cu banul clientului și cu materialul lui, ce va găsi, orice să găsească Daum în momentul de față. Dacă ar fi fost un antrenor al timpurilor noastre, da, poate că ar fi știut să arunce un ochi și prin niște cotloane de astea mai puțin vizibile, dar așa el se va mulțumi cu ce vede. În România este o țară a conflictelor și a oamenilor plini de îndoieli. Deci nu cred că omul ăsta are vreo șansă de reușită pe termen lung. Calificarea la campionatul mondial din Rusia 2018 nu va izbuti. Noi măcar suntem abilitați să vorbim deschis și cred că suntem în măsură să dăm acest verdict chiar înainte de termen. Nu o să ne calificăm la campionatul mondial și atunci s-ar putea să ne frigem de două ori.
unul la mână că vom rata această șansă extraordinară de a fi la un campionat mondial, evident, și doi, ideea antrenorilor străini ar putea să fie iarăși trasă undeva pe o linie moartă, spunându-se, ați văzut, am adus neamț și... Nu, deci murim pe mâna unor conducători care, iată, demonstrează că nu știu atât de mult fotbal pe cât pretindeau. Un telefon. Haideți să închidem un pic aerul ăsta, că e groaznic. Da, sunteți în direct, bună ziua! Alo, bună ziua, Radu Banciu! M-a auzit? El! Vă aud, vă aud, păi dar ce, sunteți ca proastele alea de pe Facebook care mă întreabă dacă sunt eu? Bineînțeles că sunt eu. Dacă ați sunat la Sport Total FM, cine ați vrea să fie? Da, am vrut să vă întreb, în legătură cu selecționerul României, nu este corect. Am căutat chiar acum pe ne și este corect selecționer, dar dumneavoastră care credeți că ar fi bun antrenor? Nu, deci poate că dumneavoastră nu vorbiți corect de limba română. Corect în această emisiune este selecționez, nu selecționer. Da, așa scrie, nu. Da, nu-i cazul să ne contraziceți, că ar trebui să vă dați seama că dacă noi spunem selecționez, atunci așa e. Da, nu trebuie să... Bun, treceți la concret, la chestiune. Da, deci am înțeles că niște punturi pentru pariuri, de exemplu, că mâine seară. Da. Îmi puteți da 2-3 punturi, așa. Punturi pentru pariuri? Da. La ce vă interesează? Meciul de care meci? Că mâine seară sunt o grămadă de meciuri. Da, pe care credem dumneavoastră că mai sigure? Care sunt mai sigure? Da. Nu știu. Dacă vă referiți la semifinala de la Euro... Nu e mare lucru, acolo nu trebuie să ne prezentăm noi să dăm pronosticuri, pentru că asta facem deja de multă vreme. Bun, îi mulțumim ascultătorului, că s-auzea și prost, în orice caz era un fâșuit, așa, nu cred că avea mare lucru să ne spună. Am tot vorbit despre asta, sigur că e un subiect pe care o să-l mai dezbatem, dar nu o să sun la radio ca să ne întrebi să dăm un pronostic. Asta poate să facă oricine. Până la urmă, aici e o chestiune de analiză, de profunzime a lucrurilor și asta vorbeam despre Christoph Daum. Sună bine să ai un selecționez neamț, dar depinde care. Ori Daum, în primul rând, nu era un antrenor pe val în momentul de față, era un antrenor la capăt de drum, da? Mie că, până la urmă, vom găsi mai multe puncte comune între el și tata Puiu decât ne-am dori sau decât ne-am putea imagina. Telefon, da. Să trăiți? Să trăiți Ștefan la telefon, domnule. Vă salut! Garda veche nu doarme. Și nici nu se predă. Și nici nu se predă. Nici măcar în fața lui Dau. Am sunat doar să îi spun ascultătorului de mai devreme că nu are ce să caute printre noi. Deci suntem aici și a durat mai mult de un minut jumate. Nu, păi l-am... Da. L-am eviscerat. Aș vrea să-i transmit. Pronosticul dintre Burkina Faso și Lesotho e unul solist. Unul solist, da, să joace. Și să reactivăm regula ca să nu mai fim deranjați în timpul emisiunii de tot felul de personaje care vă corectează tocmai pe dumneavoastră cum vorbiți. Da. Deci suntem aici. Interesant în orice caz asta, da. Iată că am fost corectați cu selecționezul. N-am ghițit ascultătorul, iată, această variantă, acest titlu de Sir, practic, pe care noi îl oferim celui care antrenează echipa națională. Mulțumim ascultătorului nostru de gardă veche, un vieux de la vieille, cum ar spune francezii, pentru această intervenție. Sigur că suntem vigilenți, evident, avem și noi un fel de serviciu secret aici, un fel de very service secret, așa, sau secret service, dar cu very la început, care sigur că se ocupă bobine dintre alea, știți, care se învârt așa pe magnetofon. Bineînțeles că nimeni nu poate să vorbească de capul lui în această emisiune. Ascultătorul precedent avea parte de un fâșuit care l-a avantajat
la un moment dat, până ne-am dumirit exact despre ce-i vorba, lucrau serviciile noastre, să pare, și de aici mototolirea conversației. Da, să o uităm, sigur, să o trecem în derizoriu, mai ales că să fim contraziși în calitatea noastră de hani, ai hanilor, nu este admis în această emisiune. Bun, vorbim și despre Wimbledon astăzi. Bineînțeles, a început partida lui Roger Federer cu Marin Cilic din Croația, cel care trecuse de Kei Nishikori ceva mai devreme, zi cu soare la Wimbledon. Din păcate nu sunt decât 4 meciuri astăzi pe afiș, sferturile de finală masculine. Să uită în sus Federer și nu-i vine să creadă câtă lumină deasupra terenului principal. 3-2 pentru Cilic servește elvețianul. Suntem în primul set. Pe terenul numărul 2, canadianul Raonic îl înfruntă pe americanul Querrey. Este tot așa 2-1 pentru Raonic, fără break. Querrey urmează să servească. În această după amiază, francezii Pui și Tsonga au o misiune imposibilă cu cehul Thomas Berdych, respectiv cu Andy Murray, în sferturile de finală. La fete este o zi de pauză astăzi. Fetele își trag sufletul după rezultatele de ieri. N-am mai fost în emisie. Elena Veznina a rupt-o cu bătaia pe Dominica Tsibulkova, una dintre cele mai bine cotate femei în afara circuitului profesionist, adică în vestiar. Dominica Tsibulkova a bătut așadar de Elena Veznina. Surorile Williams sunt în semifinală, vor juca însă pe tablouri diferite, așadar prezența lor în finală, cum se întâmpla acum 15 ani, este posibilă, să avem iarăși o finală Serena Venus. Serena va juca cu cu Elena Veznina, nu, cu Angelique Kerber. Da. Serena va juca cu Angelique Kerber în semifinale, iar Venus va juca cu Veznina, dacă nu le-am încurcat. Da, o să ne uităm la un moment dat și o să vă spunem. Am un telefon deocamdată ca să nu le mai bâșbâim. Sunteți în direct. Domnul Radu, bună ziua, Garda Veche vă salută. Tot Garda Veche. Atât de, din cei 11, dacă mai țineți în dispoziția, atât de veche încât mi-e dor de Horia, de Neadam. Sincer să vă spun, n-aveți o voce de gardă chiar așa de veche, dar în fine. Dacă spuneți... Dar sunt printre cei 11, stați liniștit. Da, cum 11? Că noi eram 17 cel puțin. Aici parcă... 11, dar bun. Parcă totuși un pic v-am prins. Adică nu era vorba de 17 ascultători aia, celebri istorici, cum 11. 11 la fotbal. Noi aici suntem 17. Nu știu, nu face nimic, de la domnul Dan, cred că voi... Tovarășul Dan. Stați un pic, tovarășul Dan, nu? Tovarășul, dar n-a fost domn niciodată. Cum să domnești un securist? Nu, era tovarăș. Pare rău. Tovarășul, Dan. Ca să lăsăm puțin lui de domnul, a început Turul Franței și ne dor de tine, spunând ceva de Turul Franței. Ascult și nu de Turul Franței. Da, Turul Franței nu prea e radiofonic, să știți. Radiofonic nu prea ai ce să comentezi la tur. Adică ce? Că n-avem imagini aici, ce să spunem, rezultate tehnice, nu e un sport, ciclismul e ca și snucărul, pare rău. Aici se potrivesc. Dacă nu-l vezi, cum ai putea să comentezi, de exemplu, snucăr la radio? E așa. Haideți și ciclismul. Putem pronostica, nu știu. Nu dăm pronosticuri aici, ne facem analiză profundă. Facem pronosticuri. Pronosticuri dau fraierii. Ajungem la pronosticuri. Aia care își lasă barbă. Noi nu dăm pronosticuri. Ca să completez informația de mai devreme, era viceversa. Deci Venus cu Kerber și Serena cu Veznina, ceea ce înseamnă că Serena va întâlni a treia rusoaică la rând. De asta mă încurcasem un pic, că nu venea să cred. Kuznetsova, Pavliucencova și Veznina pentru Serena, care învață rusește. Învață rusește. Deci Serena cu Veznina și Venus cu Kerber, dacă vom avea șansă, vom vedea poate ultima dată o finală într-un turneu de mare șlem. Sperăm să fie ultima între surorile Williams. Să încheie periplu carierelor lor chiar la Wimbledon. N-ar fi rău. Bun. Am înțeles care sunt dorințele, deci ați sunat ca să ne transmiteți că sunteți un vechi
ascultător, un ascultător din nucleu dur al emisiunii. Mulțumim de intervenție, asta de fapt ne interesa cel mai mult. Gata, spun pronosticurile, nu sunt. Asta era o emisiune a lui Florin Chivulete. El făcea aprecieri de genul ăsta, noi suntem la un alt nivel. Avem astăzi pe lângă tenis și două meciuri în cupele europene. O să vorbim un pic și aici, că s-a calificat Flaviu Stoican ieri cu Zâmbru Chișinău în turul 2 preliminar Europa League, minutul 93. Au câștigat în Georgia după ce au fost conduși cu 1-0 și 2-1 și pierduseră pe teren propriu cu 1-0. Cred că i-a stat inima lui Flaviu Stoican de mai multe ori la această partidă. Îl văd pe cai mari de tot. Uite, dacă mai trece de un tur preliminar, Flaviu Stoican ar putea să fie un pretendent chiar pentru postul de selecționer. Dumnezeule, ăla nu era Hannibal? L-am văzut mai devreme pe Hannibal la Wimbledon, dar să știți că era David Beckham. Deci nu avea niciun milimetru de piele netatuată. Dumnezeule! Dumnezeule! Ce a ajuns David Beckham? Stătea și se plictisea la Wimbledon numai ca să fie văzut, el neînțelegând practic ce se întâmplă pe teren. La tenis se știe că dacă n-ai o lojă bine plasată, oricum nu vezi nimic. Dacă stai în tribună, nu se poate vedea altceva decât un dute vino al mingiuții respective, dacă nu cumva te deranjează și lumina soarelui. Dacă stai la o lojă undeva în spatele terenului, mai vezi, dar tot mult mai prost decât la televizor, n-ai reluări. Ce înseamnă tenisul fără reluare? Este ca un film unde traducerea trece prea repede pe ecran. Nu înțelegi nimic. Adică nu reușești să citești nici măcar primele două cuvinte și a și dispărut. Cam așa e un meci de tenis unde nu poți să vezi ce se întâmplă cu adevărat. Că, așa să-l vezi la lovitura reală peste 100 de kilometri la oră, nu înțelege absolut nimic din el. În orice caz, duelul dintre Federer și Cilic foarte echilibrat până acum. Haideți să luăm o pauză publicitară și revenim în direct. Sigur că o să vorbim și despre prima semifinală de la Euro, că nu în fiecare zi trăim în această emisiune semifinală de Euro. Portugalia, țara galilor, la Lyon, astăzi de la ora 22. Ne întoarcem. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Ne-am întors în direct. Lazio confirmă că a urmat să l-angajeze pe Marcelo Bielsa, care s-ar prezenta la Roma în acest weekend, exact cum s-a întâmplat la OM. Trenează semnarea contractului cu Lazio pentru Marcelo Bielsa de mai bine de o lună. Este tot anunțat ca iminent. Acolo, antrenorul echipei, însă deocamdată n-a parafat contractul, nu orice clipă poate să cadă înțelegerea. Marcelo Bielsa va fi așadar la Roma abia în acest weekend, urmând să semneze cu Lazio, cum face el de obicei pe un an. Sâmbătă 9 iulie, am precizat clubul italian, au tot pritocit-o, s-au dus aia până acolo la Rosario, trimișii speciali ai clubului Lazio ca să vorbească cu el. S-au întors probabil contractul cu avocații, cu nu știu ce, seamănă leit cu ce a făcut Bielsa la OM până când a parafat înțelegerea. Extrem de complicat, dar de măcar de data asta o privim relaxați, sincer să fiu. Mă doare în cot dacă se va face sau nu această înțelegere. Niciodată Bielsa n-a antrenat, evident, în Serie A. El în Europa, în afară de Spania și Franța, n-a fost nicăieri. Ziarul argentinian TIC Sports, sau mă rog, media argentiniană TIC Sports, a evocat un contract pe un sezon, salariu de 3,2 milioane de dolari. Bielsa, se știe, preferă să fie plătit în dolari. Nu știu dacă la OM s-a întâmplat așa, dar de o vreme încoace se aude că își dorește în dolari. Asta înseamnă undeva la 2,8 milioane de dolari pe an. Și noi vorbim de prostul ăsta de Daum, că va câștiga mult. Habar n-au, bineînțeles, ai noștri ce înseamnă bani.
Ok, Iordănescu lua 100.000, 120.000 de euro pe an. Dar Iordănescu, atenție, era un personaj decupat dintr-o carte cu fripturi. El nu era o friptură. Era imaginea unei fripturi. Ce contează cât îi dădeai pe lună sau pe an lui Iordănescu? Adică 10.000 de euro pe lună nu era destul pentru ce făcea el? Păi el dormea când erau marile meciuri. Era plătit destul de bine. Cum să fie mare contract 1,1 milioane de euro pe an la Daum? Bielsa, deci la Lazio, câștigă 2,8 milioane de euro pe an, nu pe 2 ani. Deci într-un an câștigă cu 600.000 de euro mai mult decât ar câștiga Daum pe 2 ani la noi. Și atenție, Bielsa se duce să antreneze pe Lazio, care e o echipă de mâna a patra în Italia. Adică nu e o echipă care să se bată la primele locuri, evident. Lazio a terminat campionatul italian unde? În jurul locului 7, 6-7. E, mai mult de atâta nu poți să spere. Hai, cu Bielsa se vor bate la primele 5 locuri, 4-5. Mai mult de locul 4 e greu să obții, pentru că ăștia sunt jucătorii. N-are Lazio, nu știu pe cine în momentul de față. Are, sigur, o echipă mai bună decât OM. Dar nu se compară cu greii campionatului. În momentul de față, Juventus și Napoli sunt de neatins. Plus toți ceilalți care se vor bate, Inter, Milan, Roma, de ce nu Fiorentina, cum a fost și sezonul ăsta. Lazio e a șaptea roată de la căruță. Oricum, sigur că vom fi atenți la ce se va întâmpla, dacă va semna Marcelo Bielsa sau nu. Va veni de sâmbătă, 9 iulie, așa se spune în comunicat, ca să semneze cu clubul italian. Portugalia are suporteri în această seară la Lyon și veniți din China, unii dintre ei. Mii de kilometri au făcut aceștia ca să îi susțină pe coechipierii lui Cristiano Ronaldo. Nu e o mare surpriză. Ronaldo, chinezii văd până la urmă exact ceea ce nu vor găsi niciodată la ei. Da? Este visul european al chinezilor, acest Cristiano Ronaldo. Îi văd aici îmbrăcați în tricourile lui Milan, Real Madrid sau Manchester United, pe tinerii suporteri chinezi, care au făcut 17 ore de avion de la Paris la Beijing, mă rog, invers, o să facă Paris-Beijing când se vor întoarce. Acum au făcut Beijing-Paris, 17 ore de avion, probabil și cu o escală, totuși în zbor direct de la Beijing la Paris, nu o să fac chiar 17 ore, dar mai intră aici și alte socoteli pe care noi nu le metrizăm, cum ar fi de exemplu decalajul orar sau pierderea bagajelor, pierderea conexiunii, că la Paris dacă ajung nu pot să-l vadă pe Cristiano Ronaldo decât tot la televizor, trebuie să meargă până la Lyon. Ia să vedem, 4 suporteri din China, deci ăștia sunt toți 4 pe care i-am aici în imagine, au venit special ca să vadă performanțele Portugaliei la Euro. S'ils ont déjà vu deux quarts de finale, le match qu'ils attendent tous est la demi-finale entre la Seleção et le pays de Galles. Deci au văzut deja 2 sferturi de finală. Vă reamintesc că Nani a fost transferat oficial la Valencia ieri. Nu mai este un jucător venit din campionatul turc. Este un jucător al Valenciei. Nani, care a jucat la Sporting, a jucat la Manchester United și a jucat în campionatul turc. Golul decisiv îl va marca la final. A marcat un gol în finală și Portugalia va învinge Franța cu 1-0, au zis chinezii. Asta este liderul grupului. Ține cu Shanghai, SIPG. E, bravo lor. 4 inși, am crezut că au venit cu miliardul, nu? 4 inși nu-i mare lucru. Sigur vor găsi niște locuri acolo. Președintele Federației Belgiene de Fotbal, o altă știre, nu este de acord cu indemnizația de plecare a lui Mark Wilmots, știți că așa se întâmplă la antrenori,
de asta îi criticăm de fiecare dată cât putem. Federația Belgiană se gândește să nu locuiască pe Mark Wilmots după eliminarea din sferturile de finală cu Țara Galilor. Președintele Gerard Linard i-a tras o scatoalcă lui Mark Wilmots, spunând așa: indemnizația de plecare a lui Wilmots este de cel puțin 1 milion de euro. Este o problemă pentru federație, pentru că noi nu avem bugetele din Franța, Spania sau Germania. Nici o decizie n-a fost deocamdată luată cu privire la viitorul selecționez. Va trebui să așteptăm săptămâna viitoare. Președintele Uniunii Belgiene a fotbaliștilor este de asemenea pesimist în ceea ce privește găsirea unui succesor de calibru al prostului de Wilmots. După mine, un antrenor de clasă mondială ar fi de stilul Louis van Gaal. Nu ni-l putem permite. Numai dacă un antrenor de acest nivel ar face niște concesii salariale foarte importante. Belgienii, iată, la ananghie, așadar, un prost ca Wilmots găsiți, nu e o problemă. Păcat că l-ați pierdut pe daumă. Că uite, ăsta era ieftin. 1,1 milioane de euro pe an își permite și Uniunea Fotbaliștilor Belgieni. Sigur că Barcelona îl susține pe Messi. Evaziunea fiscală când ai 4 clase nu este un delict. Aș vrea să o spun din capul locului, da? Messi nici nu știe să socotească cum ar putea să facă evaziune fiscală. Și pentru că nu era suficient de mediatizat și nu se afla în centrul atenției chiar atât de mult cât și-ar fi dorit, fraierul ăsta și-a lăsat și barbă. L-ați văzut cu bărbuța asta? Nemaipomenit. Nu băieți, să nu vă prindă niște jeniși din ăștia noaptea pe străzile Uniunii Europene, că nu mai apucați să scoateți legitimația de la club, că vă și arestează pentru bărbuța asta. Astea ar trebui să fie interzise în Uniunea Europeană. Bărbile astea în care poți să ascunzi tot felul de substanțe care să pulverizeze un aeroport, o gară, o autogară, un mall, da? Nu e safe astăzi să umbli cu barbă. Da? Ce intenționezi să faci? Ce ești mai frumos dacă ai barba asta? L-ați văzut și pe Giroud cum arată? Păi așa se umbla pe vremea cavernelor, da? Astăzi nu mai e la modă. Vă reamintesc, 21 de luni, adică un an și 9 luni pe românește, a luat Messi, pușcărie cu suspendare pentru evaziune fiscală, și taicăsul este în aceeași goală. Amenda este de 3,7 milioane de euro. Da, noi auzisem dintr-o altă sursă că la această sumă ei mai trebuie să mai adauge și niște penalizări de 2 milioane de euro, dar pe 2 milioane de euro pentru Messi e ca două cafele pentru noi. Tocmai citeam că în Franța s-a făcut în sfârșit o cafenea adevărată. Se știe că francezii nu mai au cafenele de la începutul secolului 20. Acum sunt doar niște scursuri de astea pentru turiști. E bine, ci că s-a făcut în sfârșit o cafenea ca pe vremuri, Café de Flore, de exemplu, unde o cafea face 10 euro, în sfârșit, la prețul real al cafelei, ca asta cu 50 de cenți, un euro, un cappuccino sau un latte. Era o glumă, da? 10 euro în sfârșit o cafea, dar măcar știi că stai într-o cafenea, nu stai într-o crâjmă de asta, cum îi spun românii, autentică. Bun. Ce ar mai fi de spus în momentul de față despre actualitatea internațională? Câteva transferuri, de exemplu, în ultima perioadă, și câteva condamnări de asemenea pe rol. De exemplu, Athletic Ajaccio, veste importantă asta pentru Viorel Moldovan. Athletic Ajaccio a fost retrogradată ieri în Național, deci în momentul de față n-ar mai juca în Ligue 2, n-ar mai fi adversara lui Auxerre, echipa lui Viorel Moldovan. Au câteva zile la dispoziție să-și pregătească dosarul cei de la Ajaccio, principala echipă a orașului, pentru că Gazelec a picat din prima ligă și va juca în Liga a doua. Însă Athletic Ajaccio, care tablase pe un scor favorabil în acest sezon, adică se gândea că va termina undeva în primele 5,
a scăpat de la retrogradarea în Liga 3-a în ultima etapă, cu un blătuț. Evident, deci în aceste condiții lor nu le-a ieșit cu banul, au fost retrogradați provizoriu deocamdată, până când vor putea să vină cu niște clarificări. Nous affirmons être en mesure de nous présenter devant la DNCG en toute sérénité, au spus conducătorii clubului. Să vedem, e posibil ca acest lucru să se întâmple. Evian Tonon Gaillard, care în iarna lui 2014 juca cu OM în Ligă, deci la sfârșitul sezonului 2013-2014 a retrogradat din Ligă, a fost ieri retrogradată direct în Liga a 4-a, Evian Tonon Gaillard, echipă care căzuse din Liga 2-a în Liga 3-a, n-are buget să pare nici de Liga 3-a, vă spuneam într-una din intervențiile trecute că se va desfința această echipă după ce concernul Danone a renunțat să mai pompeze bani, nu se știe exact din ce motive, nu s-au mai înțeles pe acolo. Evian Tonon Gaillard, care avea numele a trei localități, și Evian, și Tonon, și Gaillard sunt niște comune din Franța, dar ei jucau la Annecy. Deci, cum să ai trei nume, de exemplu să te cheme Popescu Constantin Iosifescu, dar ție să ți se spună Michi. Deci cam așa era și asta, da? Ei chema Evian Tonon Gaillard, ETG, prescurtat, și jucau la Annecy. Era clar că este un imbroglio dintre ăsta administrativ care nu putea să dureze, o echipă artificială. Două retrogradări așadar ieri dictate de DNSG, spuneam că OM a scăpat, a scăpat fără probleme, după ce a vândut ca la fasole în această vară 40 de milioane Michy Batshuayi la Chelsea, 15 milioane Benjamin Mendy la Monaco, 2 milioane Abdelaziz Barada la Al Nassr Dubai, 2 milioane Steve Mandanda la Crystal Palace, plus economii de salarii la sfârșit de contract Nicolae Nkulu, undeva la 300.000 de euro pe lună, Alexis Romao, undeva la 120.000 de euro pe lună, și așa mai departe. Deci, în condițiile astea, sigur că OM n-a avut probleme să se salveze, dar să vedem ce echipă va face, pentru că, din informațiile pe care le avem în momentul de față, sunt 3.000 de abonați pentru sezonul viitor, față de 33.000 câți au existat la sfârșitul lui 2015-2016. Deci din 33.000 deocamdată s-au abonat doar 3.000. Vă reamintesc că în urmă cu câțiva ani OM avea 45.000 de abonați pe Stade Vélodrome, al cincilea total din Europa. Deocamdată cu 3.000 de abonați cred că suntem undeva sub Steaua sau pe acolo, la un stadion totuși de ultimul răgnet, 67.000 de locuri pe scaune, avem 3.000 de abonați, atâta timp cât, sigur, lotul este în construcție și arată mai rău ca niciodată, sigur, oamenii deocamdată nu riscă, dar sunt tratative, de exemplu, fundașul slovac Tomas Hubokan, care a retrogradat cu Dinamo Moscova în acest sezon, este la Marseille de ieri, el a jucat la Euro, chiar și în partida cu Germania ar fi fost pe teren, deși eu nu mi-amintesc să-l fi văzut, dar mă rog, așa să spunea. Nu știu că a jucat în acest campionat european, are 30 de ani, a evoluat 6 sezoane la Zenit San Petersburg. Tomas Hubokan, se pare că s-ar fi înțeles cu OM, mai rămâne de discutat doar modalitatea sa de plecare de la Dinamo Moscova, pentru că el ar mai avea un an de contract, OM nu vrea să plătească niciun șfanț, că n-are de unde. Însă dacă Hubokan reușește să se elibereze, pentru că Cicar avea o clauză care să-i permită în caz de retrogradare să plece de acolo, deci pare puțin probabil să fi fost înscris așa ceva în contractul lui, că Dinamo Moscova era echipă care se bătea la cupele europene, nu la retrogradare. Mă îndoiesc că exista așa ceva în contract, dar în fine, dacă reușește să se elibereze de contract, să devină jucător liber, atunci sigur că OM îl va achiziționa fără probleme. Ar fi al patrulea transfer în această vară după Henri Bedimo venit liber la 32 de ani după
ce și-a încheiat contractul cu Lyon. Saif Edin Raoui de la Tour, venit pe 1 milion la o echipă de Liga a doua. Este un pariu pentru viitor, practic un jucător de 21 de ani. Și Shiroki Sakai, la sfârșit de contract cu Hannover în Germania, fundaș dreapta japonez, internațional A în Japonia, care și el a venit așadar liber de contract. Deci acești jucători n-au costat nimic până acum. Se vorbește de asemenea de iminenta sosirea lui Bafétimbi Gomis, și el jucător de 30 de ani, Pantera, cum este cunoscut, care a făcut carieră la Lyon, sigur. Numai Zlatan Ibrahimović a marcat mai multe goluri împotriva lui OM decât Bafétimbi Gomis. Acesta a bătut-o pe Marseille pe unde a apucat-o în cariera lui, deși a fost fan de mic al lui OM și a declarat că vine și pe jos dacă OM îl dorește. Problema este că el câștigă 400.000 de euro pe lună net la Swansea în Premier League. În condițiile astea, Swansea i-ar da drumul, dar OM să-i plătească salariu, ceea ce este imposibil. N-ar cere niciun ban galezii pe el, având în vedere că ar face totuși o economie salarială uriașă. Să negociază acum, să vedem cât la sută din salariu ar putea să fie totuși preluat pentru anul următor de către Swansea. OM vrea să-l împrumute pe Gomis, n-are bani să-l aducă. OM a cerut ca 70% din salariu să fie plătit de Swansea, ceea ce este deocamdată inacceptabil pentru galezi, și doar 30% să plătească OM pe lună pentru Pantera. Deci, odată venită Pantera, am avea un atacant demn de acest nume, chiar dacă Gomis n-a făcut nimic la Swansea, evident. Dar ce să mai faci când câștigi 400.000 de euro pe lună, vă întreb și eu. Vorba lui Ovidiu Anițoaia, când e șef, nu mai ai nevoie de talent. E, asta a făcut și el. S-a dus la Swansea ca să câștige bani, nu ca să joace fotbal. Sigur că nu-l mai interesa. A fost mai mult pe tușă tot sezonul Bafétimbi Gomis, dar dacă ar veni împreună cu Hubokan, doi jucători de 30 de ani, deci cu experiență, lucrurile ar arăta un pic mai bine la Marseille în această perioadă tulbure, când nu știm nimic despre potențialul cumpărător. Pauză și revenim. Ne-am întors în direct, o să vorbim un pic și despre meciurile de ieri din cupele europene și ce ne așteaptă astăzi, să joacă pe picături așa. Dar până atunci să vă spunem că Roger Federer e încins bine de Marin Cilic, croatu. Acesta a câștigat la tiebreak primul set, 7-4, și are 4-2 în setul secund. Deci nu suntem foarte departe în momentul ăsta de un 2-0 la seturi pentru Cilic. Este 4-3 pentru croat acum. Acesta urmând să servească pentru 5-3. În celălalt meci, Miloș Raonic a câștigat primul set 6-4 cu Sam Querrey. Este 5-4 pentru Raonic în setul 2, dar fără break. La fotbal am avut parte ieri de niște meciuri de încălzire în tururile preliminare, dar acestea, după cum știți, fac până la urmă deliciu acestei perioade. Alașchert Armenia Santa Coloma Andorra 3-0, după ce în principat scorul fusese de 0-0. O partidă cu 4 cartonașe roșii, semn că Euro nu interesează în Armenia și conflictele sunt de cu tot o altă natură. Gazdele au deschis scorul în minutul 12, după care au rămas în minutul 26 în 10 oameni. Asta însă n-a fost un avantaj pentru Santa Coloma, care dacă ar fi egalat se califica. Andoranii au luat 4 cartonașe galbene până în minutul 60, din momentul în care au avut avantaj de efectiv pe teren, adică erau cu un om în plus. 4 de ai lor au luat cartonaș galben și apoi unul a fost expulzat. Deci așa au gestionat ei avantajul numeric, în timp ce gazdele în 10 oameni în toată această perioadă n-au primit niciun cartonaș. Fenomenal. După care, rămânând și Santa Coloma în 10, finalul le-a aparținut armenilor, care au mai marcat de 2 ori, în minutele 84 și 88.
asta a pus capac, într-adevăr, partidei, dar și răbdării adversarului, care a terminat în 8 jucători, după ce alte două cartonașe roșii au fost distribuite de arbitru kazah Aliev în minutele de prelungire, ce a fost până la urmă o orgie. Alașchiert se califică cu scorul general de 3-0 în turul al doilea preliminar în Champions League. Sunt partide din Champions League. Feroezii de la B36 Torșavn, care aveau de recuperat un gol după înfrângerea din Malta cu La Valeta 1-0, au deschis scorul în stil islandez prin Thorleifsson în minutul 10, dar n-a durat. Falcone egalând pentru maltezii minutul 24. A fost 1-1 la pauză, după care gazdele au marcat prin Agnarsson în minutul 66. Gol insuficient pentru calificare. A operat așadar regula golului marcat în deplasare. FC La Valeta s-a calificat cu scorul general de 2-2 mai departe. Arbitru a fost un estonian la acest meci, fără cartonașe roșii. Și în fine, trei pene, adică fuzilii din San Marino, am pierdut acasă 3-0 cu TNS din țara Galilor, The New Saints, cum se numește de fapt această echipă, asta înseamnă TNS, The New Saints, Noi Sfinți, în contrapartidă cu Southampton, care probabil or fi Vechii Sfinți. 2-1 pentru galezi în tur, s-a jucat ieri în San Marino, oaspeții au câștigat cu 3-0. Golurile au fost marcate în minutele 45, 47 și 90. La Serra Valle s-a jucat, acolo unde, cu mândrie vă reamintesc, naționala statului San Marino a marcat pentru prima dată în istorie într-un meci oficial în poarta lui Bogdan Stelea, într-o partidă din preliminarii, dintr-un 11 metri. Țineți minte, România a câștigat atunci cu 3-1. San Marino a marcat primul gol în istoria meciurilor sale oficiale în poarta României, evident. Era Bogdan Stelea în poartă dintr-un penalti. Arbitru a fost albanezul Gemini la acest meci dintre trei pene și TNS. The New Saints. Galezii s-au calificat mai departe. Am avut și trei meciuri din Europa League. Vă spuneam de ieri că maltezii de la Birkirkara sunt dumnezei și că sunt favoriți cu bosniacii de la Shiroki Brijeg. V-am dat o mură în gură pe asta. Așa e, am câștigat Malta cu 2-0. Aveau o cotă de 3,80. Habar n-au nici pariorii ăștia. Bineînțeles, aici vă puteați îmbogăți și astăzi erați în Panama deja. Încă o dată spun, am dat un scris că Birkirkara-i calcă în picioare pe Shiroki Brijeg. Fusese 1-1 în Bosnia. E bine, maltezii cu o echipă plină de străini n-au stat la discuții. Golul Dimitrov minutul 29 și un autogol al lui Markovici minutul 76. S-a terminat cu 2-0. Ce vrei victorie mai netă decât asta? Arbitru a fost din Azerbaijan, Hasanov. N-a putut să stea nici el nici de cum în calea acestei calificări evidente a celor de la Birkirkara. Meciul serii Cicura în Georgia, Zimbru Chișinău, Republica Moldova, 2-3, spuneam, după ce Ivanișvili a deschis scorul în minutul 13 pentru gazde, care câștigaseră în tur în Moldova cu 1-0. Calificarea era la îndemână pentru georgieni. Dumnezeu știe de ce meciul s-a prelungit cu 3 minute. În prima repriză, Emerson a egalat pentru Zâmbru, dar asta n-a contat foarte mult. Ieșiți motivați, probabil de pepenii pe care i-au mâncat la pauză, georgienii au marcat repede prin Kakubava. În minutul 55 era 2-1 pentru Cicura. Iarăși calificarea era rezolvată. Iordan a egalat în minutul 61 pentru moldoveni. După care s-a dat la joale, s-au făcut schimbări și în minutul 93, același Emerson i-a potolit definitiv pe georgieni, aducând calificarea echipei lui Flaviu Stoican pentru turul următor. Cotă de 7,50 avea Zâmbru dacă bătea la Cicura. Cine a jucat aici a fost Dumnezeu, arbitru din Armenia. Meciul s-a jucat la Zestafonii,
în Georgia, arbitru încoată spun armean. Chișinău s-a calificat așadar, cred că au sărbătorit cu vinul ăla lor prost o seară întreagă. Și în fine, Jeunesse Esch-sur-Alzette n-a reușit miracolul să întoarcă soarta calificării după ce pierduse în Irlanda la St. Patrick's cu 1-0. Ștumf! A deschis scorul pentru luxemburghezi în minutul 22, însă în minutul 73 Danahy a marcat pentru irlandezi. Nu mai era mare lucru de făcut. Cu toate astea, Ștumf în minutul 87 a adus victoria gazdelor, după care Portier a fost expulzat de la Jeunesse. Aceștia n-au mai avut curajul să suporte eliminarea în 11. Au dat în petic și au fost eliminați. Arbitru din Bosnia s-a jucat pe Stade de la Frontière, de la Esch-sur-Alzette, tot Luxemburgul, dacă îmi permiteți, este o frontieră. Cotă de 2,70 victoria gazdelor, însă nu și calificare. Irlandezii merg mai departe în Europa League. E bine, după un asemenea meniu, sunt convins că sunteți interesați de ceea ce avem astăzi. Lincoln Red Imps Gibraltar joacă pe teren propriu cu estonienii de la Flora Tallinn. O echipă, un fel de Dinamo al Estoniei, această Flora, o echipă veche, plină de tradiție. În Estonia gazdele au câștigat cu 2-1, deci bătălia e deschisă în Gibraltar. Asta este tot Champions League, atenție, iar în Europa League avem Infonet, o echipă modernă din Estonia. În Estonia s-a inventat Skype-ul, deci de ce să nu se cheme echipa Infonet? Joacă acasă cu un colos, Hearth of Midlothian, din Scoția, 2-1 pentru purtătorii de ciulin în tur. Puține șanse ca estonienii, care nu sunt tobă de fotbal, să se califice în această seară. 3.50 este cota celor de la Infonet. Nu cred că vor câștiga cu Hertz. Deci începe la ora 18.45 Lincoln Red Imps din Gibraltar cu Flora Tallinn de la ora 20. Deci este o seară mare pentru estonieni, care vor asculta la radio în centru vechi din Tallinn probabil cele două partide alternativ la un moment dat. Ne vedem dacă vor reuși să se califice. Și după asta, dacă mai aveți chef de fotbal, avem o semifinală de Euro, Portugalia, țara galilor, de la ora 22. Galezii sunt fără Ramsey și Davis, jucători suspendați. Șansele lor, zice, se sunt mărunte în condițiile în care acești doi pilieri a echipei nu pot să joace. Și Portugalia are un absent important, pe William Carvalho, care este suspendat. Pepe s-ar putea să nu joace, este sub semnul întrebării prezența lui. Portugalia are o cotă de 2-10, ea n-a bătut pe nimeni până acum în 90 de minute. Toate cele 5 meciuri ale Portugaliei s-au terminat la egalitate pentru pariori. Cota e de 3-10 la egal. În stat de egalitate n-ar surprinde pe nimeni, nu este un meci mare, este însă un meci cu mare miză. Portugalia, țara galilor, evident că nimeni n-ar fi putut să intuiască o asemenea semifinală, deși spun nimeni, întrucât în primul rând nimeni nu știe să facă socoteli la fotbal. Dar dacă le-ai fi făcut în amănunt, trebuie să vă spun un lucru, dragi prieteni, fidele ascultători a emisiunii, pe partea superioară a tabloului, unde aceste două echipe au adunat toate rămășițele și s-au calificat în semifinale, nu s-a înregistrat literalmente decât o singură surpriză, și anume eliminarea Spaniei. Dar nu eliminarea Spaniei de către Italia, ci eliminarea Spaniei de pe partea asta de tablou. Dacă Spania ar fi terminat la egalitate măcar în ultimul meci al grupei cu Croația și n-ar fi pierdut meciul, atunci câștigând grupa ar fi populat această parte superioară de tablou. În rest, n-a existat nicio surpriză, pentru că toate celelalte națiuni importante nu erau menite să ajungă pe această parte de tablou. Franța a câștigat grupa, Germania a câștigat grupa, Italia a câștigat grupa, Anglia n-a câștigat grupa, dar a terminat pe poziția a doua. Deci toate aceste echipe erau așteptate pe partea de jos a tabloului.
Așa că noi am fi trebuit să avem o semifinală Spania-Belgia pe această parte superioară. E bine, cum aceste două echipe au fost eliminate, avem Portugalia, țara galilor, dar Belgia a fost eliminată de țara galilor în sferturi, deci nu este până la urmă o nenorocire. Spania, nepopulând această parte de tablou, pentru că a fost bătută de Croația în ultimele minute, în ultimul meci direct în grupă, a lăsat locul Croației în această jumătate de tablou. Croația a fost eliminată repede de Portugalia, meciul ăla care s-a întins pe 120 de minute, câștigat în minutul 117 de croați, de portughezi, pardon. Deci, așa a fost. În urma tragerii la sorți a programului, ca să nu spună nimeni că francezii erau avantajați neapărat, deși sigur, ei au avut o grupă pusă cu mâna, se știe că toate tragerile la sorți sunt mizerabile în fotbal, până la urmă s-a și recunoscut acest lucru, bile calde și bile reci. Deci Franța și-a pus cu mâna tragerea la sorți, e bine, totuși ei aveau o parte răvășitoare de tablou. Numai că au avut bulan, în sensul în care echipele s-au lichefiat până să întâlnească pe ei. Franța trebuia să întâlnească Anglia, de exemplu, mai repede, în locul Islandei, înainte de a juca cu Germania sau Italia, mă rog, până la urmă cu Germania și apoi în finală cu Spania. Da? Deci era un traseu complicat. Ieșai din grupa aia pârlită, dar în sferturi, semifinale și finale aveai trei meciuri colosale. Deci pe francezii aștepta Anglia, Germania și Spania. Așa era făcut traseu. Hai că în optim puteau să scape. Dacă își câștigau grupa, jucau obligatoriu cu o echipă de pe locul 3. Ceea ce s-a și întâmplat cu Republica Irlanda. Acolo oricum aveau un meci ușor. Dar urmau trei meciuri grele. Ei și-au evitat primul dintre ele, pentru că Anglia fiind bătută de Islanda, francezii au nimerit peste islandezi. Islanda a fost o rușine, efectiv, în meciul cu Franța. Orice s-ar spune, a fost absolut lamentabilă. Deci toată gloria Islandei s-a năruit în prima repriză, 4-0 pentru francezi, care nici măcar nu s-au forțat să joace. E greu din momentul ăla să spui despre Islanda că, sigur, a fost revelație, da, a ieșit din grupe, a bătut Anglia, asta rămân. Și Marocul a făcut la fel la Cupa Mondială din 1986, am mai explicat, ieșind prima dintr-o grupă cu Polonia, Portugalia și Anglia, pe care a fost învinsă de Germania 1-0 în gol al lui Mateus în minutul 88. Da? Așa s-a întâmplat și cu Islanda. Ei s-au făcut de râs totuși cu Franța. Au în ciuda celor două goluri, care amândouă vă reamintesc că au fost marcate în momentul în care Franța avea 4 goluri avans. Deci i-au marcat la 4-0 și respectiv la 5-1. Așa că nu-i putem lua în calcul golurile astea. Sunt pentru statistica lor. Au marcat 8 goluri la Euro. Islanda este umilitoare pentru Tata Puiu, pentru Andrei Vochin, pentru Răzvan Burleanu, nu pentru campionatul european. Și sigur pentru Anglia, care într-adevăr s-a umplut de ridicol cu Hodorokson și cu jucătorii săi. Inacceptabil, bineînțeles, să te bată o asemenea răpciugă de echipă. De fapt, am văzut în fața Franței că nici Irlanda și nici Islanda nu știau fotbal absolut deloc. Vedeai abia atunci că aceste echipe, până la urmă, sunt cumva în ciuda fotbalului prezente, ele ne învățând nici măcar abecedarul acestui joc. Nu se poate să faci așa ceva. Nu erau în stare să facă nimic pe teren. Și islandezii, în afară de pescuitul la copcă, adică aruncau din terenul lor o tușă până în careu adversar, da? Deci în afară de asta, pescuiau la copcă în timpul meciului, ce au demonstrat ei? Cum să-ți dea, mă, Franța 5 goluri? Când ei n-au reușit cu Albania să marcheze până în minutul 90. Deci este rușinos, evident. Rușinos, aproape o echipă rușinoasă a sfârșit Islanda. N-au decât să se bucure între ei, dar atenție să nu-i luăm în calcul. Bucuria asta a nepricepuților nu are mare efect, după părerea mea. Noi ne entuziasmăm că ei au băut multă bere la Euro. Da, mă, dar sunt niște neciopliți și irlandezii și islandezii. Dar ei ridiculizează noțiunea asta de fotbal. Mă rog, cât a mai rămas din ea. Da? Astea nu sunt fotbaliști. Ăsta e ca la coasă ce fac ei acolo.
Noi nu suntem totuși la coasă. Da? Este un fotbal, deci dacă chiar îți puneai mintea cu ei, îi băteai cu 8-0. Păi da, e posibil așa ceva? Le dădeai 8. Și era posibil, da? Franța, dacă cineva i-ar fi spus în repriza a doua, bă, tată, hai să-i umilim pe ăștia obligatoriu, că mai luați o primă de 300 de mii de euro dacă îi bateți. Îi bătea cu 8-0. Ce aia e echipă? La asta să te entuziasmezi la campionatul european. Hai să fim serioși. 0, barat. Irlanda la fel. Irlanda de Nord. Bun, erau pete de culoare. Ce pete de culoare? Că nici nu știau să dea minge. O rușine, bă, tată. E o rușine. Deci ei practică fotbalul de început de secol 20. N-au evoluat cu nimic. Ce e asta? Habar n-aveau, bă. Ce aflați într-o situație de poartă, ei dădeau înapoi. Centrau. Erau pe axul porții, ei încercau să centreze. Ce e aia, mă? În fine, bine că am scăpat de ei. Avem un telefon. Salut, Radu. Să trăiți. Oh, numai oameni grei astăzi. Radu, ce vreau să te întreb, că nu, dacă nu vorbesc cu tine, cu Val, cineva, n-am cum să mă înțeleg. Ce zici de șleacta asta de contestatari ai noului selecționez, ca să vorbesc corect gramatical? Da. Sau viitorului, nesemnatului, au sărit toți, a început Becali, ai văzut cum face. Păi băi, Becali, bă, nu ți-l mai am lemțelă ăla dacă vine pe Adi Popa, nici dacă îl împuși, ești nebun. Cum să joci cu Adi Popa la un campionat european? Deci e și cu Chipciu, și cu Chiricheș. Au intrat toți în panică. Porumboiu, Frunea, toți au fac ca toți dracii. Hagi nu mai vorbesc. Hagi cred că trebuia să-l pună pe el și pe Pisu, neapărat titular. Da. Acum, nu știu ce critică lumea asta, că n-am văzut exact toate declarațiile, dar mă gândesc că e pe ideea că nu ne vindem țara, sau ce? Da, sări Prunea de 7 metri, că domne, pune un drogat, pune un dăla, bă, Prunea, mă, ce vorbești, mă, tu? Tu care acum îl înjurai pe Mircea Sandu și te-au aruncat o măzlină, și te pupai cu el. Niște disperați. Să sperăm că ne-am tot ăla, că bine nu va mai lua nici măcar doi jucători de la echipa aia de lângă Chimitir și să facă selecția cum trebuie, nu ca șchef să s-a dus acolo cu Adi Popa. Vrea el să câștige cu Adi Popa în fața Franței. Da. În orice caz, asta cu selecția nu va fi un lucru ușor și aici nu prea putem să ne aventurăm, întrucât, așa cum spuneam, noi n-am mai avut în era modernă niciodată un selecționez străin. Deci este complicat pentru noi să știm exact cum va gândi asta. Eu am spus mai devreme, mie mi se pare conflictual, nu se va înțelege ușor cu lumea pe aici. La primul eșec va face ca toți dracii nu-și va asuma nimic, adică e un tip care nu ni se potrivește în contextul actual. Noi suntem la pământ, da? Suntem niște cobe, practic, pe firmamentul fotbalului european. Vine unul din ăsta cu niște principii, un tip dintr-o bucată, ăsta se ia la bătaie cu jucătorii. Nu știu dacă e ceea ce noi, un Hiddink, sigur, la prețul lui Hiddink, adică să-i dai 5 milioane pe an sau cât vroia el. E, un de ăla ne-ar fi trebuit, adică un tip un pic mai liniștit, mai așezat, mai cumpătat. Ăsta mi-e frică că totuși e prea coleric pentru ce prezintă fotbalul românesc și nu cred că are răbdare să construiască, adică să vie la noi antrenor sau, mă rog, mai bine, selecționez. Toată lumea vorbește de proiectul lui Hagi, ce a făcut Hagi, numai de Hagi în ultimul timp, toți vorbesc, toți sunt șcăriabili ăștia, Mitică Dragomir, Mircea Sandu, Porumboiu, deci toți sunt hari ăștia care au adus fotbalul românesc în dezastru. Dau ei exemple, ies ei, domne,
Hagi s-a făcut, ce a făcut Hagi? Hagi a înființat un fel de Victoria București, a promovat cum a promovat, s-a salvat de la retrogradare de vreo două ori, cum nu mai el știe. Și cum să vii cu Hagi, să vorbești, cum să-l întrebi pe Hagi de... sau să-l cucică Popescu, mai bine cu niște idei. Deci te doare capul ce auzi. Asta așa e, sunt absolut de acord, absolut de acord. Hagi n-a făcut nimic. Să întreb toți ăștia care au... ăștia au distrus fotbalul. Deci, băi ziariștilor, băi ăștia care vorbiți noi la comandă, ăștia au distrus fotbalul. Ăștia mi-au distrus mie ce iubea cel mai mult pe fața pământului până s-a născut fimea, Rapidul. Nenorociți ăștia. Cică Popescu, Ioan Becali, George Copos, ăștia. Nu săracul ăsta care a ajuns el să vândă 3 sticle de apă să crede patron la Rapid. Sau Burleanu, au sărit tot pe maimuțul ăsta, pe Burleanu. Nu, frate, PRP a fost condus 24 ani de Mircea Sandu. Ăștia au făcut toate nenorocirile. Porumboiu, păi Porumboiule, cred că eu te uit vreodată ce ai făcut la Pitești pe 3 decembrie 1990, tu cu Dumitru Pelican. Păi nu, eu nu vă uit. Ăștia care mai fiind fotbal și ăștia care noi nu ne lăsăm manipulați, dracule, de tot. Toți noi ca nimeni ăștia. Mai e radio ăsta al vostru pe care eu îl ascult și îmi face plăcere să-l ascult aici, mai spune tot drept. Auzi să vină Hagi și zică Bupes și vorbește Porumboiu. Cum să vorbească Porumboiu? Vă dați seama unde s-a ajuns. Nu-i contestă nimeni, nu le face nimeni nimic. Au ieșit în pușcărie pe cai și mai mari. Toată lumea le ia interviu la televizor, la radio. Da, și eu sunt de aceeași părere că n-au competențele necesare, oricât și-ar dori și oricât de ciudă le-ar fi, sunt niște incapabili, evident. Păi, dar cel mai bun exemplu, Mariane, este ăsta. Cât jucători a dat Hagi până acum la echipa națională? Da? Indiferent cine face selecția, dacă avea un jucător de valoare care să se impună clar în fotbalul nostru, la ce penurie era, bineînțeles că luai. Da? Să fie avut și el pe unul la viitor. Hagi n-a dat încă niciun jucător din tot ce a făcut el de când s-a lansat cu echipa asta, n-a dat niciun jucător de valoare fotbalului românesc. Niciunul. Așa că ce ne interesează academia lui Hagi? Ce a făcut Hagi? Că și-a tras niște bani din afacerile alea, că mai vinde în stânga, în dreapta. Ok. Dar asta, atenție, ăsta e talcioc, ăsta e negoț. Nu e fotbal. Deci eu mă așteptam la cum pretindea el să vină, bă, să vândă în străinătate dacă nu vrea să vândă aici, nu contează, tot la Naționala României jucau. Da? Să dea pe unul, bă, nu contează banii pe care îi lua, că l-a vândut pe 7 milioane sau pe 1 milion. Dar să fie unul, măcar de nivelul lui Nicușor Stanciu, dar pe care să-l ducem la Euro. Uite, bă, unul al Academiei, dar ăsta a fost găsit de Hagi în noroi, nu știu unde, la Tuzla, așa, și l-a adus Hagi să joace. Ăsta e, bă, e vărul lui Hagi, ăsta e ăla care stătea la două străzi distanță de el, uite ăla, numărul 9 sau numărul 4. N-am văzut nimic, n-a format nicio sculă până acum să zici, bă, de când e el manager de proiect, de când și-a făcut el echipa asta, de când hălăduiește prin Liga 1, ce jucători au? Avea 100 de penaltiuri pe campionat și le bătea unul fundaș și le transforma. Nu l-am văzut, bă, pe ăla la Națională să ne salveze cu Albania la Euro. Deci Gică Hagi, da? Hagi! N-a dat un jucător la Națională care să ne marcheze cu Albania să nu pierdem. Să facem un 1-1 cu Albania. Da? Ăsta e Hagi. Ce Hagi? Bineînțeles că locul lui nu este în fruntea fotbalului românesc, oricât le-ar plăcea unora și oricâte datorii au la el și oricât de prieteni ar fi cu el, competențele lui în momentul de față nu sunt de așa ceva. El și cu șleachta lui, așa-i, cu Iordănescu, cu Gică Popescu, absolut de acord. Oameni care n-au ce să caute în fruntea, alor le pare rău, sigur, ok, au jucat fotbal la înalt nivel, categoric, au fost foarte buni jucători, excepționali în anumite momente, n-au ce să caute în forurile de conducere, sunt bâtă. Despre asta vorbim. Și bineînțeles cu prietenii lor care au ajuns toți la pușcărie. Păi cine a avut dreptate, mă? Noi sau ei? Ei cu gașca lor sau noi? Că nu ai mei au intrat la pușcărie, ei au intrat, bă. Da? După ce au ieșit de la pușcărie, ce au făcut? Nimic. Despre asta discutăm.
Uite, avem o știre importantă. Rapidul se pare că va scăpa. Prima victorie pentru Rapid, se va rejudeca în regim de urgență dosarul giuleștenilor. Curtea de apel a dispus în urmă cu câteva minute schimbarea termenului de judecare a solicitării de suspendare provizorie a procedurii de faliment în dosarul Rapidului de pe 20 iulie pe 7 iulie, adică mâine. Deci mâine vom afla selecționezul și mâine vom afla și soarta Rapidului. Dacă Rapidul rămâne în faliment sau nu. Dacă rămâne în faliment, cel puțin așa ni s-a promis de la Liga Profesionistă, ei nu vor mai avea dreptul să joace în Liga 1, dar bineînțeles, federația, care e de fapt tot condusă de Mitică Dragomir, mă rog, Liga în cazul ăsta, tot de Mitică Dragomir condusă, nu știe cine va juca în locul Rapidului. Timișoara sau UTA? Până la urmă, amândouă au dreptul legitim să pretindă. UTA pentru că a jucat dublu baraj cu Voluntari, Timișoara pentru că a fost prima sublinie. Ne încurcă barajul ăsta, mai ales că în astfel de situații nu cred că era prevăzut nimic în faimosul nostru regulament. Deși ar fi trebuit să fie prevăzut, pentru că fotbalul românesc este plin de retrageri și de dizolvări. Da. Dar oricum, mâine, deci, ar urma să aflăm dacă Rapidul rămâne în Liga 1 sau nu. Asta contează poate mai puțin. Să vedem dacă rămâne în faliment sau nu. La tenis, uitam un pic, Roger Federer între timp a redresat situația. Deși setul 2 părea pierdut, Federer l-a pierdut, într-adevăr, 6-4 și pe ăsta, dar este 3-3 în setul 3. Își vai de mama lui, finalmente, 2-0 la seturi pentru Cilici. Ia să vedem, da, 6-7-4-6, 3-3 în setul 3. În celălalt meci este 2-0 la seturi pentru Miloș Raonic, 6-4-7-5, 3-3 și aici în setul al treilea. Oricum, Federer urmează să servească, nu n-ar fi exclus ca el să câștige un set, de exemplu să-l ducă pe Cilici la tiebreak și să-l execute acolo Federer. După care meciul, sigur, teoretic s-ar putea relansa, dar din ce vedem noi, croatul dă bine. Dă bine cu Bătania, este și liniștit, pentru că a trecut în turul precedent, practic fără să joace, în fața lui Kei Nishikori, este un pic mai proaspăt decât Roger Federer, care, după cum se știe, în ultima perioadă, a avut probleme de sănătate, nu mai este la prima tinerețe, cum se spune, și se complică soarta. În aceste condiții, Andy Murray are drumul deschis spre un succes previzibil la Wimbledon. Ovidiu Ionițoaia despre alegerea lui Daum nu se explică de ce Burleanu n-a căutat din timp un selecționer. Asta e clar. Asta nu e nicio discuție, cu toții suntem de acord cu această idee. Ca să amuze lumea, habar n-am de la FRF, a mai lansat de unăzi un porumbel, scrie Burleanu, da? Adică scrie Ioanițoaia despre Burleanu. Ama, nu știu cine îl plătește pe Neovidiu, el aici e totalmente deplasat. Lupta asta a lui de a denigra o federație pică exact ca prostul, să o spunem pe șleau. În primul rând că îi dă peste bot lui Andrei Vochin, care i-a ținut ziarul atâția ani, sigur, alături de Tolontan, dar care a fost un pilon și pe care nu l-a înjurat niciodată. Acum îi dă peste bot că Burleanu e și Vochin, da? Sau Vochin e și Burleanu. Deci cei doi sunt în staful gânditor al FRF. Încă o dată spun, cât de prost trebuie să fii sau cât de hoț, nu e vorba de prostie la Neovidiu, e vorba de hoție, de șmecherie, cât de hoț trebuie să fii, da, ca să denigrezi federația în asemenea mod, atâta timp cât ai înghițit o grămadă de nenorociri din fostul mandat. Eu nu zic că Ioanițoaia n-a fost certat cu Mircea Sandu lungă perioadă, da,
Știm cu toții că de fapt multe dintre astea erau de fațadă, așa, dar oricum, nenorocirea fotbalului românesc de astăzi, de asta spun, că aici e o albeață în jurul ochilor lamentabilă. Tot ce se întâmplă astăzi în fotbalul românesc este din cauza lui Mircea Sandu. Deci la nivel de echipă națională, nu din cauza lui Burleanu. Asta e o greșeală lui Burleanu, că n-a luat în calcul mai devreme venirea unui nou antrenor după Iordănescu, sigur. Deși timpul nu-i neapărat pierdut. Asta o să vedem abia după rezultatele din preliminarii. Da, că Daum ăsta califică naționala la campionatul mondial, nu l-a ales târziu. Tot așa cum dacă naționala bătea Albania la Euro, Iordănescu n-ar fi fost un eșec. Da? Ne-ar fi dus în optimile de finală, ceea ce pentru fotbalul românesc e o performanță. A calificat echipa și după aia a dus-o în optimile de finală la Euro. Deci ar fi fost considerat un rezultat bun, o reușită. Că nu avea o opțiune a doua zi după terminarea contractului lui Iordănescu, ar fi putut să aibă. Da, e o încetinală probabil și acolo. Era firesc ca ei să se gândească în perspectivă, asta da. Dar numai rezultatele vor valida această chestiune, că de proiect nu poate fi vorba, dragilor. Adică a venit pe 2 ani selecționez străin la Naționala României nu este proiect. Aici ca să repui fotbalul pe picioare, și Nea Ovidiu ar trebui să știe chestia asta, este exact ca și cu economia României. Îți trebuie 2 decenii, nu 2 ani, ca să o pui pe picioare. Deci după ce 24 de ani și-a bătut un joc de fotbal în ansamblul lui, nu poți să repui asta într-un proiect de pe o zi pe alta. Burleanu cu siguranță nu e cel mai priceput om. Asta e limpede. Poate nici nu s-a înconjurat de cei mai pricepuți oameni. Dar oricât ar fi fost de tare, el nu putea să redreseze într-un timp atât de scurt fotbalul românesc. Ori ai da în cap doar pentru că el nu era din gașca vechilor șmecheri ai fotbalului românesc, nu-i corect. Da? Faptul că Mircea Sandu mai are susținători în vechea gașcă, da, e lamentabil și rușinos. Că sunt unii care îi dau ăstuia în cap numai pentru că mai au polițe de plătit sau că nu și-au adus prinosul de recunoștință suficient față de foști. Nu-i corect. Trebuie să-i lăsăm omului ăstuia mult timp ca să putem să-l judecăm corespunzător pe proiect. Încă o dată spun, eu în locul lui mi-aș fi dat demisia după Albania. Pentru că ăla e un eșec peste care nu poți să treci. Da? Dacă ești într-adevăr un om ambițios, un om serios, dar dacă continui, mergi mai departe, nu înseamnă că ești mai slab decât Mircea Sandu. Asta e, te-ai dus în nota ta de lașitate, o să tragi după tine în CV toată viața acest eșec. Bun, ai ales să continui, e regulă. Nu înseamnă că ești mai slab ca Mircea Sandu. În primul rând, Naționala României totuși s-a calificat la Euro. Da, așa cum era. S-a dus la Euro, ceea ce nu-i puțin pentru o națiune ca România, dacă știi să te uiți corect la cum arată fotbalul românesc. Deci ceva tot se făcuse. Ori asta cu redresarea lui, păi de aceea are baghetă magică ăsta, de unde să-l redreseze, că doar nu joacă el. A, centrele astea de copii și juniori nu există. Fotbalul e mort, da? De parcă s-ar fi ars toată miriștea asta, nu există nimic acolo, nu vine nimic din urmă. Ce fotbaliști are România să poți să întreții o calificare? De trebuie să fii orb, pur și simplu, să crezi că ăștia care s-au prezentat la Euro chiar știu fotbal. Deci, nici nu s-a prezentat rău Naționala față de cât de slabă era. Așa cum de altfel am convenit aici între noi, și au spus-o și alții, a fost cea mai slabă echipă națională prezentă vreodată la un turneu final. Păi, dar asta e vina lui Burleanu. Deci, ce habar n-am de la... Bine că știa Mircea Sandu. Ăla, despre ăla nu zicea nimeni că era un habarnist. Da? E, ce-a făcut Mircea Sandu după ce s-a terminat cu generația aia? Ce a mai făcut Mircea Sandu? Nici aia, atenție, n-a câștigat nimic finalmente. Ce a adus vreun titlu Mircea Sandu? Deci nimic. Hai să fim serioși, rezonabili. Ca și la ligă cu Mitică Dragomir. Ce a adus? Că acum se duce la pușcărie și el. S-ar putea să meargă și Mircea Sandu la un moment dat. Da. Asta au făcut ei?
ce au lăsat, practic, pe urmă, în momentul în care s-au prăbușit, nu era nimic. Nu au construit nimic, nici nu i-a interesat, nu știau construiască. Ei erau buni la gargară, ca și gargaragii, au fost excelenți amândoi. Că și-au făcut relații, că erau piloși, că... Adică Mircea Sandu era în altele sfere ale fotbalului european, peste cea mai mare rușine, bă. Toți ăia erau niște corupți, acum s-a demonstrat. Păi despre asta vorbim, mă, că avea relații. Păi și-ați văzut cu cine avea? Era numai o mafie peste tot. Ăsta-i fotbalul, noi dăm în Răzvan Burleanu. Păi băi, de un milion de ori mai bine să vină un prostănac decât să avem tot un hoț. Da, cu atât, Burleanu avea posibilitatea, sigur, i-au pus mulți bețe în roate, avea posibilitatea încă o dată, spun, să se înconjoare un pic mai bine. Da, atât. Dar atenție, domnul Ovidiu, când îl plezniți pe Răzvan Burleanu, dați și în Andrei Vochin în același timp. Da, care deocamdată trebuie să recunoaște, nu-i strălucitor în rolul pe care îl are și noi ne așteptam să fie un pic mai bun. Credeam că se pricepe mai mult la fotbal decât atât. Și sigur că daum ăsta va fi și eșecul lui, dacă eșec va fi. Din punctul nostru de vedere, nu e o alegere nemaipomenită, chiar și pentru România. Adică poți să strângi un pic, am câștigat niște bani după euro, prezența asta, se putea găsi un selecționez mai interesant decât ăsta. Ok, încoată spun, rezultatele vor valida. Avem o grupă destul de grea de calificare, în special cu Polonia și cu Danemarca, dar și cu Muntenegru pentru campionatul mondial din Rusia. Vai de capul nostru dacă, de exemplu, nu vom bate pe nimeni în grupa aia. În Kazahstan, atenție, nu se câștigă. Da? Kazahstan nu te duci să câștigi cu Kipciu și cu Adi Popa. Da? Și acolo e nevoie de Budescu, cum ar zice cineva, ca în Feroe. Nu, glumim, zic, nu. Feroe și în Kazahstan sunt două locuri totalmente diferite. Deci asta să-i dai acum în cap lui Burleanu, care văd că e moda unora, îl tot înjură unii pe Burleanu de dimineața până seara. Singurul lucru pentru care puteai să-i dai legitim în cap a fost meciul cu Albania. Asta este singurul mare eșec al prezidenției lui până acum la FRF, pentru că altfel cu proiectul, iertați-mă, mai are timp. Mircea Sandu n-a făcut nimic în 25 de ani. Da? Dacă după 25 de ani, hai, nu după 25, că totuși e dintr-o altă generație, ăla era un om de modă veche, după 20 de ani, nu, după 15 ani, pardon, n-a făcut nimic, n-are niciun proiect, într-adevăr nu s-a schimbat nimic, să-i dăm în cap atunci. Dar după 15 ani, bă, o să-i dai în cap la o primenire a fotbalului românesc. Asta nu se face, păi, dar uitați-vă cât le-a trebuit ungurilor nenorociților ca să-și facă echipă. Că habar n-aveți de fotbal, bă. Da? Uite cât le-a trebuit ungurilor, că au avut două decenii de rahat. Hagi a câștigat, bă, la Budapesta, ca să vedeți ce echipă avea Ungaria. Da? Vă reamintesc. Deci cât le-a trebuit? N-a fost nici la ei, bă, cu baghetă magică. În anii 80, sigur, Ungaria ne băga sub masă la fotbal. Da? Jucau muța cu noi pe teren. După care au dispărut. După campionatul mondial din 1986 ei s-au ars. Hai să zicem că nu au murit imediat. Hai să o luăm din 90. Băi, din 90 până acum n-au avut fotbal, bă. Sunt mai bine de două decenii. Au fost muci. Acum au scos capul un pic, da, le-a trebuit timp maghiarilor. Le-a trebuit timp. Deci nu se face asta de pe o zi pe alta. Începutul mandatului lui Răzvan Burleanu a fost o calificare la Euro. Chiar și cu 24 de echipe, ce contează? S-ar putea ca de aici înainte în istorie să nu mai avem niciodată un campionat european cu mai puțin de 24 de echipe. Ce, asta e vina lui? Da, dacă omul n-a fost suficient de corect să-și dea demisia după Albania, trebuie să-i judecăm bilanțul la rece. La cald l-am fi judecat atunci. Acum îl judecăm la rece. Gata, mi se face semn că mi s-a dus timpul. Mai avem de luat ceva reclame? Nu. Atât pentru astăzi, fraților. Hai să mai ne uităm o dată peste tablou de la tenis. Federer l-a bătut pe Cilic 6-3 în setul 3, mai repede decât ne-am fi așteptat. Este 2-1 la seturi pentru croat, care se pregătește să servească în începutul setului 4. Raonic are 5-4 fără break cu Sam Querrey,
un meci între un canadian și un american. Tocmai descoperisem știrea că până la urmă canadienii nu vor avea încotro și vor trebui să ridice vizele pentru români, pentru că le-a pus sula în coaste Uniunea Europeană. Se pare că până la sfârșitul acestui an vom scăpa de vize pentru Canada. O rușine, sigur, pentru modul în care statul român a abordat acest subiect, dar au fost bulgari un pic mai aspri și se pare că până la urmă i-au constrâns pe canadieni. Aceștia mai au o marjă destul de mică, că numai noi și cu bulgarii mai rămăseseră în Uniunea Europeană cu vize pentru Canada. Am să vedem care vor fi și condițiile în momentul în care nu vor mai exista vize. Îți pot pune și acolo diferite condiții, adică nu va fi ca în UE. Te duci teleleu cu pașaportul sau cu buletinul în mână. Mă îndoiesc că va fi până la urmă o ieșire totalmente din jugul ăsta al birocrației. Adică vei avea nevoie de niște documente, îți vor pune în calcul, dar măcar să vedem, să trecem de etapa asta și o să o comentăm la nivelul adecvat la momentul respectiv. Pe mâine! Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.